Bună ziua, dragi lei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare pentru zodia voastră, pentru luna iunie de data aceasta. Wow, și-au căzut, de fapt, de... au căzut îngerașii pentru voi pe jos. I-am adunat. Se pare că aceștia sunt îngerașii care vin către voi, dragilor. Primul îngeraș este Atena. Aceasta spune, este bine să fii puternic, puternică, știi cum să fii puternic, iubind, Astfel aducând beneficii atât altora, cât și ție însuți. Uh, da, este un mesaj uh, extraordinar de uh, uh, puternic, uh, exact așa cum spune și mesajul în sine. Uh, vorbește despre putere, despre energia ta personală despre tot ceea ce tu poți înfăptui în aceste momente mai mult decât oricând alt, alt cândva. Se pare că toată această putere a ta vine din creionarea acestui sentiment unic pe care îl avem de împărtășit cu ceilalți și cu noi înșine și anume iubirea acest sentiment ne poate oferi beneficii atât nouă cât și celor din jurul nostru. Se pare, dragă Leu, că iată vii să fii împuternicit de acest sentiment al iubirii pentru a-l revărsa către ceilalți. Ești mai puternic decât, oric decât oricând prin acțiunile tale, prin... Uh, vorbele pe care le adresezi celor alți prin sfaturile pe care le dai uh, și așa mai departe. Următorul mesaj care vine către tine, dragă leu, este de la îngerașul rei. Acesta îți spune, yoga și exercițiile fizice sunt esențiale pentru starea de bine, pacea minții și dezvoltarea ta spirituală. Uh, da, se pare că, uh, iată, uh, ești uh, Condiționat în această perioadă de uh, activități uh, extrem de plăcute pe care le poți efectua uh, în solitudine, uh, și anume rugăciunea sau meditația, sau anumite exerciții fizice, de ce nu, uh, care sunt esențiale pentru uh, starea ta de bine, pentru starea ta de bine, atât fizică cât și mentală. Uh, dacă nu ai găsit încă loc în viața ta pentru asemenea lucruri, pentru asemenea acțiuni, iată că evenimentele imediat următoare din viața ta te vor obliga să te oprești puțin și să ți analizezi acțiunile, să ți analizezi viața. Astfel încât să iei decizia, să iei hotărârea că trebuie să te oprești puțin în loc și să faci aceste mici exerciții esențiale pentru dezvoltarea ta spirituală. Se pare că această dezvoltare a ta a stagnat în ultima perioadă probabil că ai fost foarte ocupat, ocupată, nu ai găsit timp pentru tine însuți, pentru tine însăți, dar acum a venit momentul să te oprești un pic și să îți acorzi acest timp, aceste momente proprii persoane. Mulțumim îngerașilor pentru aceste cărți. Să vedem mai departe ce are de spus tarotul pentru această lună iunie, pentru Zodia Leu. Și voi extrage 12 cărți, după cum sunt ghidată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iar la baza pachetului pentru tine, dragă leu, este treiul de băte. Această carte care uh, indică faptul că tu ai de făcut o alegere în acest moment, uh, iată, mai multe oportunități îți stau în față, iar tu trebuie să o alegi pe cea mai potrivită pentru tine. Uh, pentru... Uh, Viața ta, fie că este vorba de un nou job, fie că este vorba de o nouă alegere în carieră, fie că este vorba de o nouă opțiune în dragoste. Se pare că ești foarte deschis spre această nouă aventură care te așteaptă, ceea ce este extraordinar de bine pentru tine. Este bine că te poți poziționa în acest moment vis-a-vis -vis de această nouă oportunitate care vrea să intre în viața ta. Te poți poziționa extraordinar de binevoitor, de deschis, astfel încât să lași să intre toate veleitățile acestei oportunități în viața ta. Uh, mulțumim pachetului. Să vedem mai departe uh, cele 12 cărți pe care le-am extras. Regina de monede, Justiția, 4 de săbi, 10 de bâte, 8 de săbi, Regina de spade, Cavalerul de spade, Treiul de cupe, Treiul de spade, Judecata, Faetonul și Marele Preot. Avem câteva cărți din Arcana Majoră pe care le voi extrage. Pentru a le discuta uh, foarte puțin pe fiecare parte. Și voi începe cu această carte a justiției. Se pare că în, acest, în aceste clipe se iau decizii importante pentru viața ta, uh, decizii care îți vor hotărâ destinul pe mai departe. Uh, se pare că uh, sunt decizii uh, care îți vor. Uh, aspecta extraordinar de pozitiv viața. Prin urmare, ele vin extrem de favorabil pentru tine în această perioadă. Pentru alții dintre voi este foarte posibil să aveți parte în această perioadă de acea nouă schimbare la locul de muncă sau să primiți un nou job care are legătură cu domeniul justiției. Pentru alții este posibil să aveți de-a face cu un partaj, cu o împărțire împărțeală, un, un divorț, tot felul de acte și documente care trebuie semnate. Alții este posibil să efectuați o vânzare sau o cumpărare, din nou, acțiuni care vă pun în legătură cu semnarea de acte. O altă carte care vine să se manifeste pentru tine în etalare, dragă Leu, acum este Judecata. Se pare că ești chemat la apel, se face o strigare extrem de importantă din ceruri către tine, se pare că nu mai este timp de așteptare. Tu, la fel ca și alți semeni ai tăi, sunteți chemați să faceți acele lucruri la care v-ați gândit de ceva vreme. Se pare că nu mai este momentul să așteptați, nu nu este momentul să stați în gardă, uh, ci pur și simplu să treceți la acțiune. Uh, se va face dreptate în această perioadă pentru voi, uh, dacă așteptați uh, să se întâmple ceva de ceva vreme, iată că acel lucru uh, se, se întâmplă în sfârșit pentru voi. Uh, mai departe, în etalare, o altă carte importantă este Faetonul. Această carte vorbește despre schimbări uh, extraordinare care vin să se manifeste pentru tine în viața ta. Uh, este vorba și de o alegere pe care o vei face în uh, viitorul apropiat și care îți uh, va hotărâ destinul uh, în cele ce urmează. Uh, se pare că ești pe un drum uh, fie ești pe un drum pe care ești foarte focusat și știi foarte bine ce ai de făcut de acum înainte, fie trebuie să te afli la început de drum și vrei să alegi între două oportunități pe care ai putea să le apuci în viață de acum înainte. Se pare că indiferent cum ai vrea să faci, iată că aceste oportunități vin mână în mână cu o mare schimbare care se petrece pentru tine, o schimbare în atitudine, în viziunea ta asupra lumii și asupra oamenilor. Se pare că această viziune a ta, această perspectivă asupra a to tot și toate, se va modifica preponderent în cele ce urmează în viața ta. Și nu în ultimul rând, această carte a Marelui Preot care iată vine să oficieze tot ce se întâmplă acum în viața ta. Dacă ai un anumit job sau dacă desfășori o carieră într un anumit domeniu, iată că aceste lucruri sunt binecuvântate de cer, este foarte bine că se întâmplă așa. Toate aceste lucruri pe care tu le desfășori, proiectele tale sunt au protecție divină. Așadar, nu ai de ce să te temi. De asemenea, dacă te afli într-o relație, aceasta va fi oficiată foarte curând. Va fi oficializată, scuzați, foarte curând. Este posibil să te logodești, să treci oricum la etapa următoare în relația ta sau să te căsătorești. Prin urmare, urmează tot felul de întâmplări fericite pentru tine, dragul meu sau draga mea? Mai departe în etalare, avem regina de Monede, care iată vine cu să-ți prezintă o nouă oportunitate în carieră. Fie vei avea, part, vei avea parte de un nou job, după cum am mai spus deja. Și din celelalte cărți, fie uh, pur și simplu vei îmbrățișa o nouă șansă de a produce venituri pentru tine și familia ta. Uh, o nouă șansă care, iată, uh, vine să se fructifice și pentru tine dacă o vei lăsa să facă asta. Uh. Regina de Spade. De asemenea, arată că orice decizie ai vrea să iei în aceste momente, o vei lua dintr-un spațiu al logicii și al rațiunii și nu vei mai pleda pentru prea multă emotivitate în acest domeniu al deciziilor, pentru că vrei să acționezi în deplină cunoștință de cauză. Și cu deplină responsabilitate. Acest lucru te va feri de un posibil eșec. Mai departe, în etalare, avem un patru de spade care te arată pe tine după o perioadă de dificultăți prin care ai trecut, și acum, iată, se pare că ești puțin țintuit la. la la podea sau la pat, de aceste dificultăți peste care ai trecut de unul singur sau de una singură, este posibil să treci printr-o criză de vindecare acum, criză care îți va trezi anumite amintiri, dar de care te vei debarasa destul de repede pentru că vei desfășura anumite exerciții de meditație sau de rugăciune care te vor ajuta în vindecare. Și acest 10 de băte care vorbește, după cum spuneam, despre aceste dificultăți pe care le-ai dus de unul singur, de una singură în ultima perioadă, dificultăți, greutăți care ți-au cauzat multe probleme, și te-au făcut să te simți uh, foarte obosit, obosită, uh, foarte încorsetat în ultima uh, etapă a vieții tale. Uh, din cauza acestor dificultăți, iată, ai uh, în prezent un uh, anumit blocaj. Uh, este o situație din care parcă nu mai ai scăpare, cel puțin așa te simți, uh, nu mai vezi nici în stânga, nici în dreapta. Nu știi încotro să apuci. Este o perioadă în care te simți abătut din cauza acestor dificultăți prin care a fost nevoie să treci. Iată că aceste dificultăți n-au venit singure, se pare că ai suferit și o trădare din partea unei persoane. Această trădare ți-a cauzat multiple răni la nivelul sufletului răni pe care va fi nevoie să le uh, vindeci în perioada imediat următoare. Uh, și nu în ultimul rând, cavalerul de spade care vine să grăbească puțin lucrurile și să uh, te ajute să uh, rezolvi această vindecare pe care o ai de făcut cu tine însuți, cu tine însăți, în uh, momentele uh, acestea ale vieții tale și de ce nu să începi să lucrezi la proiectele tale care să te ajute să mergi mai departe în viață. Și iată că din viața ta nu lipsește nici treiul de cupe, acest trei de cupe care te poziționează într o relație de sărbătoare cu anumite persoane din viața ta. Se pare că sărbătoriți ceva aveți Anumit, o anumită întâlnire între voi, între prieteni, în care uh, pur și simplu vă bucurați de anumite rezultate pozitive în viața voastră sau celebrați un eveniment important pentru voi. Uh, cam asta a fost etalarea pentru voi, dragi lei, în această lună iunie. Să vedem mai departe uh, un răspuns pe care și, îl dau uh, unor, uh, unei probleme cu care tu te confrunți și pe care am să te rog să o ai în minte în cele ce urmează. Să te gândești la această problemă, la această întrebare. Să vedem ce răspuns vine de la îngeraș pentru tine, dragă leu. Și răspunsul îngerașilor este peaceful resolution, adică rezolvarea va veni pe cale pașnică. Așadar, nu ai de ce să te îngrijorezi pentru că situația la care te-ai gândit se va rezolva de la sine, totul va, totul va fi pe calea sa, va primi ceea ce trebuie să se întâmple, totul se va întâmpla exact așa cum este sortit să se întâmple și nu ai niciun motiv de îngrijorare. Cam asta a fost etalarea de astăzi, dragi lei. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!